bună ziua, acum funcționează bine. După mai multe încercări, începem acest eveniment. E un eveniment care ține de apărătorii drepturilor omului în Republica Moldova. Este un eveniment de lansare acestui proiect și mă bucur mult să văd participanții conectați la acest eveniment, vorbitorii conectați, dar și cei din sală. Suntem puțini, însă cumva deja ne deprindem cu evenimentele mixte. Eu sunt Corina Cepoi, sunt aici în Moldova lucrând pentru Internews în Republica Moldova, dar sunt și membră a boardului CRJM și îmi pare bine să văd activitățile CRJM-ului multiple, interesante și relevante, inclusiv pentru cei cu care lucrăm și noi în Republica Moldova. E vorba de jurnaliști, e vorba de cei care în cel mai larg sens acestui cuvânt apără drepturile omului. În primul rând, vom începe astăzi cu prezentarea obiectivelor, grupurilor țintă a acestui proiect și activitățile proiectului. Prima persoană care ne va spune despre obiectivele largi a proiectului este Daniela Vidaicu, reprezintă ambasada Suediei în Republica Moldova și am vrea să-i oferim cuvântul. Vă mulțumim! Bună dimineața! Bună dimineața, stimați colegi! În primul rând, nu știu dacă mă aud, mă văd? Da, totul e în regulă. În primul rând, aș vrea să mulțumesc echipei CRJM pentru această invitație de a participa la acest eveniment. Apreciez foarte mult disponibilitatea dumneavoastră tuturor pentru a fi parte la lansarea acestui important proiect care discutăm de mai mult timp. Și mă bucur foarte mult că în pofida pandemiei COVID reușim totuși să ne întâlnim în formate acceptabile pentru fiecare și formatul hibrid este o probă a faptului că încercăm toți să ne conectăm în dependență de necesitățile noastre. Suedia susține echipa CRJM din 2018 prin intermediul programului său de capacitare instituțională a organizațiilor societății civile locale. Prin acest program sperăm ca organizațiile din Moldova să devină sustenabile, să aibă structuri și politici interne puternice și să aibă resurse necesare pentru implementarea misiunii pentru care au fost create. Proiectul prezentat astăzi este cofinanțat de Suedia în 2021, anume datorită acestui program de capacitare instituțională și suntem absolut fericiți să facem echipă cu echipa CRJM și echipa Uniunii Europene. Promovarea drepturilor omului, dar și protecția activiștilor în domeniul drepturilor omului este un angajament foarte important pentru orice societate modernă. Doar că, din păcate, de cele mai multe ori, structurile legislative sau instituționale sunt ineficiente sau sunt insuficiente pentru ca o persoană care devine un activist în domeniul drepturilor omului sau activist în domeniul protecției mediului în comunitatea sa sau jurnalist să fie protejată, securizată și ajutată în cazuri de risc. În ultimii ani, din păcate, au fost scoții martorii unor acțiuni îndreptate împotriva societății civile în Moldova. Vedem tot mai des riscuri majore legate de securitatea activiștilor din domeniul protecției mediului înconjurător. Am fost martorii atacurilor asupra independenței media și suntem îngrijorați serios privind securitatea apărătorilor drepturilor omului din stânga Nistrului. Totodată, de-a lungul timpului, și avocați au fost supuși unor presiuni sau chiar amenințați. De altfel, este necesar de analizat în detaliu aceste fenomene, de semnalat riscurile instituțiilor responsabile și de dezvoltat protocoale de asistență și ajutor pentru toate persoanele care se află în situații de vulnerabilitate. Anume, proiectul lansat astăzi, care este unul foarte complex și este implementat în parteneriat cu mai multe instituții sau ONG-uri din Republica Moldova, va oferi resurse, oameni, timp și spațiu pentru astfel de intervenții pe care le-am descris mai sus. Este, desigur, un prilej oportun pentru noi toți să ne solidarizăm și să dezvoltăm împreună un mecanism funcțional de protecție a apărătorilor drepturilor omului în Moldova, conform tuturor rigorilor internaționale.
Despre apărarea drepturilor, apărătorilor drepturilor omului, noi am discutat pe parcursul timpului, au fost realizate rapoarte de monitorizare. Situația media, situația apărătorilor omului a fost pe agenda raportului special ONU, care a și emis un raport pe Moldova în 2019. De asta suntem cu toții pregătiți să facem echipă și să încercăm să dezvoltăm mecanismele necesare în Moldova. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult. După cum ați menționat corect, este ambasada Suediei cofinanțatoare acestui eveniment. Finanțatorul evenimentului este Uniunea Europeană, iar și a proiectului în general, desigur. Iar mai multe despre ce înseamnă și ce va face CRJM-ul și partenerii în cadrul acestui proiect. Despre câteva cazuri deja existente preluate de CRJM și partenerii în acest proiect, ne va spune Sorina Macrinici. Ea este director de programe la CRJM și ne pare bine că va pune mai multă carne pe scheletul acestui proiect ca să știm noi despre ce e vorba. Vă mulțumesc! Bună dimineața și mulțumesc pentru prezentare și introducerea acestui eveniment. Acest proiect, care se numește SCUT pentru apărătorii drepturilor omului și în apărătorilor drepturilor omului în Republica Moldova, are o durată de 3 ani. S-a început la 1 februarie 2021 și va dura până la 31 ianuarie 2024. Este finanțat de Uniunea Europeană, reprezentat de către delegații Uniunii Europene în Moldova și cofinanțat de Suedia. În acest proiect lucrează organizații, sunt implementatori, deci sunt două organizații din Republica Moldova și o organizație internațională. Deci acești implementatori sunt Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Comisia Internațională a Juriștilor, instituții europene care are sediul la Geneva și Asociația EcoContact. Scopul proiectului, în linii generale, de a promova și a proteja drepturile apărătorilor drepturilor omului. Prin mai multe acțiuni, activități, scopul principal este să acești apărători drepturilor omului să fie capacitați să aibă susținere, să aibă instrumente, astfel încât ei să poată să lucreze, să-și desfășoare munca lor de protecție a drepturilor omului a altora, într-un mediu sigur și favorabil, conform drepturilor și libertăților lor. Dar cine sunt acești apărători ai drepturilor omului despre care vorbim și care sunt grupul țintă al acestui proiect? Deci, apărătorii drepturilor omului sunt acele persoane sau grupuri care activează cu scopul de a promova sau care tind să protejeze și să asigure respectarea drepturilor și libertăților fundamentale altora prin mijloace pașnice. Aceasta este definiția raportorului special al ONU privind situația apărătorilor drepturilor omului. Țin să menționez faptul că nu există la nivel internațional o definiție agreată, foarte clară, foarte concretă, foarte bine definită a acestui conceptul de apărători de drepturile omului. De ce? Pentru că în această definiție pot intra foarte multe persoane și atunci definirea foarte exactă ar putea restricționa cumva protecția acestui grup de persoane. În practică, cine sunt apărătorii de drepturile omului? Aceștia sunt persoanele care muncesc, care lucrează, și care protejează drepturile altora. Pot fi activiști, membrii de ONG-urile în sine, jurnaliști, avocați, judecători, procurori, chiar și funcționari publici, reprezentanții sectorului privat, avertizori de integritate și așa mai departe. Aceste persoane pot fi atât persoane angajate, cât și persoane care nu sunt angajate. Pot fi atât funcționari, cât persoane care nu lucrează în sectorul public. Pot fi bărbați, femei, copii, orice persoană, practic,
sectora drepturilor omului. Aici nu este important ce profesie are această persoană, dar ce face această persoană, dacă această persoană este implicată în protejarea drepturilor altora. Și de ce atrag atât de mare atenție asupra acestei definiții atunci când vorbim despre acest proiect, este pentru că în Republica Moldova există mulți apărători care sunt persecutați, sancționați pentru munca pe care o fac, dar care nu știu că ei sunt apărători de drepturile omului. Și prin acest eveniment, noi vrem să atragem atenția și să le spunem că noi suntem aici pentru a-i ajuta în cazul în care. Și cum ne propunem noi în acest proiect, de fapt, să ajutăm pe apărătorii drepturilor omului. Noi am gândit mai multe activități în favoarea apărătorilor de drepturile omului. În primul rând, o activitate esențială de bază este monitorizarea proceselor de judecată intentate împotriva apărătorilor drepturilor omului. Din păcate, astfel de situații există. Astfel de situații au fost menționate în raportul special al ONU privind situația apărătorilor drepturilor omului, după cum a spus Daniela Vitaicu în prezentarea sa, care a făcut o vizită în Republica Moldova în 2018 și a publicat un raport cu concluziile sale în 2019. Din păcate, situația nu s-a schimbat radical din acel moment. Până în ziua de astăzi există procese de judecată intentate împotriva apărătorilor drepturilor omului ca o formă de persecuție, sancționare a lor și unul din scopurile noastre este să monitorizăm aceste procese de judecată. Și reprezentanta din partea Comisiei Internaționale vă vorbi un pic mai mult despre care este scopul monitorizării, ce se urmărește în general prin această monitorizare, ei având experiență mai mare în acest domeniu. Altă activitate importantă este asistența pe care noi o să oferim apărătorilor de drepturile omului. Aceasta poate fi diferiți tipuri de asistență, va fi acordată, inclusiv asistența juridică, consultații, angajarea unui avocat, în cazul în care noi identificăm că aceasta este, că persoana este un apărător de drepturile omului care are nevoie și poate permite angajarea unui avocat, dar inclusiv și adresarea la instituții internaționale și regionale de protecție a drepturilor omului, cum ar fi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, diferite mecanisme ale ONU și așa mai departe. Activitate importantă este promovarea unui mediu favorabil și pentru apărătorii de drept rom, și cum vom face noi acest lucru. În primul rând, noi vom monitoriza și vom promova un cadru legislativ favorabil. Și aici o să invităm pe doamna Svetlana Rusu din partea Instituției Avocatului Poporului să ne vorbească mai mult la acest capitol. La fel, noi vom continua să facem o activitate deja de 3 ani de zile, este cercetarea atacurilor împotriva organizațiilor societății civile, pe care o facem împreună cu alte organizații. Și aici vom continua următorii 3 ani să facem radiografia atacurilor la organizații societății civile, dar mai face încă o cercetare. Este vorba despre radiografia atacurilor la apărătorii, împotriva apărătorilor drepturilor omului. Vom pune împreună atacurile împotriva drepturilor omului pe care noi le vom identifica pe parcursul acestui proiect. O altă activitate importantă este creșterea capacităților și instruirea apărătorilor de drepturi. Aici se va referi mai detaliat la această activitate, colega noastră din partea EcoContact, Iordanov. Cam atât pentru partea mea. Vă mulțumesc și dau cuvântul înapoi Corinei Cepoi.
Da, mulțumesc mult. După cum ați aflat deja de la Sorina Macrinici, e vorba de încă un partener în acest proiect, un partener european, astăzi reprezentat de către Roisin Pillay. Dumneaei este directoare pentru Europa și programele din Asia Centrală. Reprezintă Comisia Internațională a Juriștilor și ea va vorbi mai ales despre experiența vastă de monitorizare a proceselor de judecată. E o componentă a acestui proiect despre care a vorbit și Sorina Macrinici și sperăm să aflăm mai multe detalii despre aceasta. Over to you. Hello, good morning, and thank you very much, and thanks for including us in this event. So International Commission of Jurists, as some of you may know, we are an international NGO working to protect human rights through the rule of law around the world. And we have been interested in following the situation in Moldova for some years now. We're really happy to be part of this project together with LRCM and Equal Contact. Because it addresses, we see one issue that is really crucial for the effective protection of human rights in Moldova and in many other countries. And really the need that this project addresses is the need for people who defend human rights, whether those are members or volunteers for NGOs, whether they're activists, journalists, environmental rights defenders, lawyers or judges. All of those people who defend human rights need to be secure in doing so and need to have the space in which to defend human rights. And if they're going to be effective in doing that, if they're going to be effective in their defense of human rights, then the law as well as the practice of the authorities needs to respect their role and protect them from harassment or reprisals. And as we see in many countries, if the actions of all of these kind of diverse actors who defend human rights, if their actions are suppressed, then the human rights of others are also increasingly violated. So it's really a huge systemic problem for the country if you have an insecure environment for human rights defenders. And some of the things which need to be established and which we hope this project can contribute to is, first of all, there needs to be a clear legal framework, a predictable legal framework that is properly and fairly enforced. And importantly, there needs also to be a reliable judicial system that will not countenance abusive proceedings of one kind or another against human rights defenders, that can provide the right to a fair hearing, that can provide adequate redress for violations of human rights defenders and others, that can protect from violence, from harassment, from reprisals against human rights defenders. So this project includes activities to support all of these aspects of the role of human rights defenders. And as for the activities that the International Commission of Jurists as a partner in this project is going to be particularly involved in, I'll mention a few of them, and especially in regard to trial observations. În mod special, monitorizarea proceselor judiciare. Noi deja am organizat câteva instruiri împreună cu câțiva alți parteneri pentru a instrui organizațiile societății civile cu privire la legislația și standardele internaționale relevante cu privire la drepturile apărătorilor drepturilor omului și bunele practici de monitorizare a proceselor judiciare. În procesul de pregătire pentru realizarea monitorizării proceselor judiciare, noi am elaborat o metodologie care se bazează pe experiența noastră internațională de monitorizare a proceselor judiciare la nivel global. Însă această metodologie va fi evident ajustată la contextul specific al Republicii Moldova. Și această metodologie va reprezenta baza pentru monitorizarea proceselor judiciare în Moldova și noi sperăm că procesele judiciare care vor fi monitorizate în cadrul acestui proiect vor fi de diferite natură, deci vor fi atât cauze penale, dar ar putea fi și, spre exemplu,
cazuri de acțiuni disciplinare împotriva anumitor specialiști care apără drepturile omului, cum ar fi, spre exemplu, avocați sau procurori sau judecători. De asemenea, am putea monitoriza și cauze civile care s-ar putea referi, spre exemplu, la supraveghere sau urmărirea apărătorilor dreptului omului, sau am putea monitoriza cazurile ce se referă la protecția mediului ambient. Deci cazurile vor fi diverse, vaste, și pentru care vom avea observatori în instanțe, și rolul acestor observatori este de a verifica dacă sunt respectate toate drepturile, spre exemplu, dreptul la o audiere, la un proces echitabil, cum dreptul persoanelor în detenție sunt respectate, sau dacă sunt oferite remedii eficiente pentru apărătorii drepturilor omului împotriva cărora au fost intentate cauze în instanță. Deci acesta este un domeniu în care noi vom activa în cadrul acestui proiect. Și, de asemenea, noi vom completa această activitate practică pe care o vom realiza în Moldova prin intermediul acestui proiect pentru a sprijini apărătorii drepturilor omului cu eforturi de advocacy la nivel internațional pentru a atrage atenția și pentru a susține discuțiile în diferite instituții internaționale cu privire la problemele cu care se confruntă apărătorii drepturilor omului în Moldova. Deci noi dorim să ne asigurăm că vom obține informații corecte, detaliate, pe care să le prezentăm organelor Națiunilor Unite, Consiliului Europei, OSCE, dar și altor instituții relevante, pentru ca ei să cunoască care este situația apărătorilor drepturilor omului în mod individual, dar și despre problemele sistemice care există în Moldova. Și aceasta va avea un impact pozitiv asupra eforturilor de advocacy în Moldova. Acestea sunt activitățile pe care planificăm să le realizăm în Moldova în cadrul acestui proiect. Suntem bucuroși să fim parte a acestui proiect, după cum ziceam. Centrul de Resurse Juridice din Moldova monitorizează situația în Moldova deja de mai mult timp. Noi cunoaștem situația, dar considerăm cu adevărat că acest proiect poate contribui în mod practic să oferim sprijin apărătorilor dreptului omului în Moldova, dar pe termen lung să abordăm problemele sistemice, cum ar fi, spre exemplu, problemele în sistemul judiciar care trebuie să fie abordate, trebuie să fie soluționate la nivel de sistem. Așteptăm cu nerăbdare să începem activitatea noastră în cadrul acestui proiect. Mulțumesc mult! Vă mulțumim! Ne bucurăm și noi că se începe acest proiect și sperăm în aceste parteneriate, că aceste parteneriate vor da și rezultate. Următoarea vorbitoare este Rodica Iordanov. Dumneai este directoarea executivă a asociației EcoContact. Activiștii de mediu, după cum știm noi, sunt vizați în acest proiect și respectiv apărătorii drepturilor lor trebuie să fie mobilizați. Apărătorii și protejați la fel. Da? Vă rog frumos să ne vorbiți despre asta. Vă mulțumesc foarte mult, bună ziua la toată lumea. În realitate, parcursul ultimilor ani, apărătorii în domeniul drepturilor omului și în special cei ce ține de protecția mediului sunt tot mai activi. Noi avem cazuri, din păcate, în realitate unde și în special cele care țin de domeniul mediului, au fost hărțuiți, au fost atacați. Avem chiar cazuri în instanță de judecată și în poliție pornite împotriva unor astfel de persoane. De aceea noi am considerat că ar fi oportun să ne implicăm în acest proiect și să aducem o notă de informare, un sistem de experiențe și instrumente
interesante pentru cei care doresc în continuare să-și dedice activitățile apărării drepturilor omului și în special cele din domeniul mediului. Colegele mai sus au vorbit despre actele internaționale, cum este Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, Declarația Universală a Drepturilor Omului. Aici mai adaug și eu din partea domeniului mediului că avem Convenția de la Aarhus privind accesul la informații, participarea publicului și accesul la justiție în materie de mediu, care de fapt recunoaște aceste drepturi ale omului în domeniul mediului. Noi pledăm în cadrul acestui proiect că persoanele care doresc, care se dedică și care activează în domeniul protecției mediului, care recunosc și care promovează dreptul omului la un mediu curat, nu ca un drept individual, dar ca un drept colectiv, să fie protejate și să nu mai fie cazuri de hărțuială sau intimidare cum au fost înregistrate de către EcoContact. În cadrul acestui proiect, noi vom, împreună cu colegii, pe lângă faptul că vom monitoriza cazurile care sunt, vom acorda o asistență, noi vom lucra și în domeniul dezvoltării capacităților. În acest context vor fi organizate seturi de instruiri, chiar primul set de instruiri va fi dedicat mai mult securității individuale a persoanelor care lucrează și activează în domeniul protecției drepturilor omului și în domeniul drepturilor omului de mediu. Aceste persoane trebuie să cunoască cum să-și protejeze informația, cum să-și protejeze datele, cum ei personal să fie protejați și cum să acționeze în cazurile în care apar situații de hărțuire, de intimidare sau chiar cazuri când sunt falsificate situațiile și sunt pornite cauzele penale sau contravenționale. Deci un set de instruiri va fi dedicat unor astfel de măsuri. La fel vom avea instruiri în ceea ce ține protecția și activitățile organizațiilor și activiștilor în domeniul mediului. Deci cum aceștia să identifice situațiile, cum aceștia să se implice și corect să stabilească care sunt cazurile de mediu care țin de domeniul drepturilor omului, cum să investigheze, cum să documenteze situațiile care sunt pe fiecare caz în parte va fi elaborate suplimentar și ghiduri apărătorii în protecției drepturilor omului și protecției mediului să parte a care activează în domeniul și drepturilor omului. Noi la fel planificăm să elaborăm ghiduri și activiști. Apărătorii și activiștii să reușească să aibă acel reper legislativ. Deci nu pur și simplu doar niște acțiuni sau pași, dar reper legislativ, să poată face referință la fiecare normă juridică. Motiv fiind atât și faptul că cadrul normativ în domeniul mediu este destul de fragmentat și pentru foarte multă lume este complicat să se orienteze în acest volum mare de acte normative. Deci noi suntem o echipă destul de bine formată, noi lucrăm deja de mai mult timp, fiindcă EcoContactul, la fel ca și CRJM-ul, este susținut de către Ambasada Suediei în ceea ce ține dezvoltarea capacităților și noi avem aceleași abordări și viziuni în modalitățile de activitate și de transmitere a informației și lucru cu beneficiarii și sperăm că acest proiect va aduce rezultate frumoase pentru cei care s-au dedicat activităților de apărare a drepturilor omului. Mersi foarte mult!
Vă mulțumesc și eu pentru că este un partener important în acest proiect, această organizație EcoContact, de care auzim de ceva timp și este activă pe domeniul mediului și protecției mediului. Iar deoarece ați menționat partea legislativă a lucrurilor, eu cred că tocmai e timpul ca să dăm cuvântul doamnei Svetlana Rusu, șefa Departamentului de Politici Publice și Legislație, a Oficiului Ombudsmanului. E vorba de o inițiativă legislativă, un proiect de lege care ar apăra acești apărători ai drepturilor omului, să vedem ce prevederi și când ar fi gata acest proiect. Bună ziua tuturor! Vă mulțumim în primul rând pentru invitație și pentru faptul că ne-ați văzut ca parteneri în cadrul acestui program. Noi salutăm Oficiul Avocatului Poporului, salut această inițiativă și mai ales că se încadrează perfect în planurile noastre, deci în acțiunile care le-am planificat și preconizăm să le ducem la bun sfârșit, poate și cu suportul dumneavoastră. Și vă asigurăm că Oficiul Avocatului Poporului este disponibil de a susține realizarea acestui proiect în limitele competenței, desigur, și vă urăm mult succes, adică ne urăm și nouă mult succes, dar nemijlocit să trecem la ceea ce ați spus, că noi am planificat, de fapt, Avocatul Poporului se află în atenția Avocatului Poporului problematica protecției apărătorilor drepturilor omului încă din anul 2018, în contextul aniversării a 20-a de la adoptarea declarației ONU cu privire la apărătorii drepturilor omului, dar și în contextul vizitei raportorului special despre care au vorbit antevorbitorii în Republica Moldova și ca urmare a recomandărilor adresate Republicii Moldova, la fel și în contextul adoptării declarației de la Marrakesh, care tot are atribuții cu apărătorii drepturilor omului. Și în acest an, la finele anului 2018, Avocatul Poporului a organizat un forum la care au participat reprezentanții autorităților publice, reprezentanții ai societății civile, adică potențiali apărătorii care ar putea fi calificați drept apărători ai drepturilor omului. Doar că, având în vedere că cadrul normativ nu definește și, în general, nu găsim nici într-o lege reglementări cu referire la apărătorii drepturilor omului, și având în vedere recomandările raportorului special, Avocatul Poporului chiar atunci în cadrul forumului din 2018 și-a anunțat intenția de a veni cu propuneri către autorități de a elabora un proiect de lege special, lege specială cu privire la apărătorii drepturilor omului. Și ulterior, având în vedere și situația pandemică care oarecum a agravat sau cumva a demonstrat că este nevoie de o asemenea reglementare și pentru o siguranță, pentru ca apărătorii drepturilor omului să activeze într-un cadru favorabil. Deci acum suntem la etapa când am elaborat un concept de propunere. Vreau să accentuez că Avocatul Poporului de fapt nu are drept de inițiativă legislativă, doar că poate veni cu propuneri către autorități, cu propuneri, recomandări de perfecționare, de elaborare a anumitui cadru normativ. Și având în vedere această competență, deci noi ne planificăm cam în felul următor. Deci am elaborat un concept privind necesitatea adoptării unei asemenea legi sau poate, deci deja urmarea discuțiilor care le planificăm, poate este necesar devenit cu niște reglementări speciale în alte legi dacă nu se ajunge la ideea de a aprova un proiect de lege special.
Și în acest concept noi, deci este un concept destul de măricel pe care ne propunem să-l lansăm sau să-l prezentăm către jumătatea lui august curent. În primul rând, acest concept ne propunem să-l prezentăm sau să-l în cadrul unei ședințe cu reprezentanții societății civile. De ce cu reprezentanții societății civile? Pentru că dorim să aflăm opinia societății civile și a celor potențiali care ar putea fi calificați drept apărători ai drepturilor omului, să vedem unde sau cum mergem mai departe și care ar fi propunerile de îmbunătățire a acestui concept și sperăm să avem susținerea societății civile pentru a convinge ulterior autoritățile despre necesitatea elaborării unei asemenea legi. Pentru că nu totdeauna propunerile noastre sunt acceptate, de aceea mizăm mult pe susținerea societății civile în cazul în care vor fi de acord sau vor susține această inițiativă. Și după care, deci, sperăm să avem un guvern lucrativ, deci că în această perioadă nu a fost rostul de a veni cu asemenea propuneri. Acum sperăm să avem organe legislative și executive să fie create și să fie lucrative și să avem ulterior o ședință comună deja cu câțiva reprezentanți societății civile și reprezentanții autorităților publice, tocmai acei care elaborează proiecte de lege, ca să vedem, să cumva să convingem că este nevoie de asemenea lege și după care să procedem la crearea unui grup de lucru ca să mergem nemijlocit pe acest proiect. În concept noi foarte detaliat dăm care sunt standardele, care este situația apărătorilor drepturilor omului în Republica Moldova, care este situația urmarea pandemiei, pentru că s-a agravat și aceasta încă o dată ne-a demonstrat că este nevoie de a asigura o protecție specială pentru aceste categorii de persoane. Și chiar în acest concept venim și cu un prezentare succintă a unui model de asemenea proiect de lege elaborat de 27 de experți internaționali în domeniul drepturilor omului, adică un schelet sau o structură și noi o prezentăm în acest concept care ar putea fi adaptată, care ar constitui temei pentru grupul de lucru care va lucra la acest proiect. Vă mulțumim și sperăm să ajungem la bun sfârșit și să ajungem la timpul când vom spune că avem o lege specială sau reglementări cu privire către finele, cel puțin către finele programului, a unui proiect de lege. Mulțumesc! Vă mulțumim, eu o auzeam din partea asta pe Rodica Iordanov, care tot zice, da, sperăm și noi. Deci este într-adevăr un concept, eventual o lege care este așteptată de către apărătorii drepturilor omului, da. Și vrem să încheiem această sesiune, suntem într-o mică întârziere, dar mai avem și o mică sesiune de întrebări și răspunsuri. Eu cred că e acceptabil să extindem puțin timpul acestui eveniment de lansare. Este unul interesant, proiectul se vede că este așteptat, dar ultimul vorbitor este tocmai și, eu aș spune, cel mai important, pentru că e vorba de finanțatorul de bază a acestui proiect, este vorba de reprezentantul delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, persoana care gestionează domeniul de justiție și drepturile omului la delegației, Eduard Petzendorfer, poftim cuvântul dumneavoastră. Nu uitați că există și traducere, probabil asta deja a fost informată toată lumea, apăsați pe butonul respectiv și poftim, puteți să vorbiți. Thank you very much. Can you hear me? Vă mulțumesc mult. Mai întâi de toate vreau să verific dacă mă aud. Yes, we can hear you. Vă auzim. Poftim. Vorbiți. Vă vedem și bine. Haideți, continuați. Yes, okay, good. Because I had some trouble. Da, mulțumesc. Pentru că la început aveam niște probleme cu legătura. Vă mulțumesc mult din partea noastră. Eu reprezint Uniunea Europeană și suntem extrem de bucuroși să fim parte a acestui proiect.
care presupune mai multe activități care vor fi realizate de implementatorii noștri, evident de către Centrul de Resurse Juridice din Moldova, într-o combinație foarte reușită cu partenerii selectați, Comisia Internațională a Juriștilor și, evident, EcoContact. Deci avem pe de o parte experiența internațională și pe de altă parte cunoștințele locale din partea acestor doi parteneri importanți. De asemenea, consider că acest proces este unul puternic, este definit într-un mod logic, activitățile planificate în mod logic la fel și se cunoaște deja foarte bine, foarte clar ce produse și ce rezultate sunt așteptate la finalul proiectului. Inclusiv asistența juridică și alt tip de asistență pentru apărătorii dreptului omului, de asemenea examinarea mediului mai larg în care activează apărătorii dreptului omului în Republica Moldova pentru a găsi modalități de îmbunătățire acestuia cu accente asupra apărătorilor dreptului omului din perspectiva mediului și evident cu accente pe protecția apărătorii dreptului omului. Cred că toată lumea cunoaște că Uniunea Europeană protejează drepturile omului în întreaga lume și eu cred că este cea mai sustenabilă abordare de a oferi sprijin și de a consolida pe cei din țară care apără drepturile omului, care și sunt apărătorii dreptului omului. De acest motiv, Uniunea Europeană este dispusă să finanțeze acest proiect care prevede apărarea apărătorilor. Se va oferi asistență juridică apărătorilor dreptului omului, de asemenea raportarea asupra cazurilor existente cu implicarea apărătorilor dreptului omului, pentru a informa publicul despre încălcarea drepturilor apărătorilor dreptului omului. De asemenea, este important să se promoveze un cadru legal favorabil pentru apărătorii dreptului omului și, evident, acțiuni mai tradiționale, cum ar fi, spre exemplu, instruiri pentru apărătorii dreptului omului, inclusiv cei care activează în domeniul protecției mediului. Noi, delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, vom monitoriza acest proiect îndeaproape. Ne vom implica în activități în măsura posibilităților și, deci, iarăși, vreau să mulțumesc tuturor celor care sunt implicați, actorii locali, actorii publici, organizațiile societății civile, ombudsmanul și celelalte instituții care vor beneficia de rezultatele acestui proiect. Vă mulțumesc mult din partea noastră și așteptăm cu nerăbdare să începem implementarea nemijlocită a proiectului. Vă mulțumesc mult! De acord, într-adevăr, proiectul este ca un puzzle unde s-au adunat parteneri potriviți, locali, internaționali, și eu cred că e importantă și implicarea Oficiului Ombudsmanului Republica Moldova. Deci noi sperăm cu toții să se înceapă aceste activități și să aducă la un rezultat cât mai benefic pentru apărătorii drepturilor omului, despre care am zis mai devreme că pot fi persoane diverse care activează în diverse domenii. Avem deja și o întrebare. Eu cred că e cel mai potrivit, din punctul meu de vedere, dar poate eu greșesc, să răspundă Sorina Macrinici la această întrebare. E din partea Oxanei Brighidin și este despre tipurile de asistență care ar fi acordate în acest proiect și cum se va decide în fiecare caz, în parte, ce fel de asistență va fi acordată. Deci, Sorina, dacă ai putea să ne răspunzi la întrebarea asta, ar fi perfect. Da, mulțumesc pentru întrebare. Noi deja am început implementarea activităților acestui proiect și deja am început să acordăm și asistență și să examinăm cazurile. Deci fiecare situație este examinată în parte.
Noi avem o discuție cu fiecare persoană care ne explică în ce constă situația dificilă, poate prin care trece. Noi, în primul rând, determinăm dacă este vorba despre un caz de apărător de drepturile omului sau este un caz de încălcare a drepturilor omului. Sunt situații care uneori se confundă foarte ușor. Atunci când suntem siguri că este vorba despre un caz de apărător de drepturile omului, noi identificăm exact cu ce probleme se confruntă această persoană și vedem dacă este nevoie de asistența juridică sau este nevoie de monitorizarea acelui caz. Există și alte tipuri de asistență pe care noi le vom acorda. Aceasta va fi asistența din securitatea digitală, asistență de relocare temporară în cazul în care va fi nevoie, dar iarăși toate aceste tipuri de asistență vor fi individualizate în fiecare caz în parte. Mersi foarte mult. Eu cred că în cazul care apar și alte întrebări, la moment nu sunt trimise altele, dar asta a fost una cu care, o întrebare cu care am trebuit să începem, într-adevăr, activitățile sau discuțiile despre implementarea propriu-zise. Dar dacă sunt întrebări mai departe sau dacă cunoașteți persoane care ar beneficia de pe urma acestui proiect, aș îndemna și activiștii să se adreseze deja cu întrebări implementatorilor, CRGM-ului, mai ales EcoContact, dacă e vorba de mediu. Deci, în toate aceste cazuri, chiar vă îndemn și eu, CRGM-ul și partenerii din acest proiect, să vă adresați deja în cadrul acestui proiect pentru asistență. Eu cred că ar fi benefic pentru toți care sunt implicați în acest domeniu, dar și pentru cei care realizează acest proiect. Vă mulțumesc foarte mult, eu vă urez succes! Și vă doresc o zi bună!